mai mari sunteți necunoscute, nu am văzut că niciunul din voi. Eu cred că nici voi, eu nu mă cunoașteți. Vă cunoașteți cineva în sală? Da. Câțiva. Wow, super! Haideți, eu o să vă prezint. Mai întâi de toate, ca să știți cine astăzi, o să vă prezint acest masterclass. Sunt refugiată din Ucraina, Panaiehele, da? Îmi spune Olesia, familia mea este Rudenko. Am avut deja o carieră destul de lungă, să-i spunem, pentru domeniul tranzacțional e destul de lungă, domeniul respectiv. Sunt aici din 2018, la moment ocup funcția de director în cadrul companiei Double Case, doar că în oficiul din Kiev. Dar situația politică care este la moment a fost nevoit să mă întorc acasă. Și acasă sunt în fața voastră, pentru cineva posibil la două oară, dar dacă din doamne mă cunoaște, înseamnă că masterclass-ul anterior de la Alexandrina am văzut, da? Nu, la 8 parte. La 9. La 9, da? Ok, bun. Cu bărbații nu ne-am cunoscut, că 23 februarie altfel am făcut și atunci nu era încă situația cu Ucraina. În fine, tema masterclass-ului respectiv este dedicat aurului ca activ drept. Și o să discutăm 8 motive, nu în mare parte 8 motive ele sunt numite, eu mai subțin o să le numesc, pentru că eu le-am selectat cele mai importante. De ce ar trebui să începem să diversificăm și să tranzacționăm sau să investim. Acum o să ne clarificăm cum este mai bine pentru noi. Da? Mai întâi de toate vreau să spun că suntem în data de 30 martie. Nu știu dacă cineva de voi face raportul săptămânal, face o analiză, face totalurile. Mă nu nici nu nu, deci sunteți ocupat sau tranzacționați. E foarte important acolo. Sau să deschid și eu telefon. Ok. Nu știu dacă ați obișnuit să faceți asta, dar de fapt la sfârșitul săptămânii și plus la aceasta este nu doar sfârșit de săptămână, dar și sfârșit de lună. Iată noi acum că lucrăm și susținem traderii care au rămas din Ucraina. Noi am preluat așa o manieră și în fiecare vineri noi facem totalurile săptămânii. Adică ce am făcut noi analiză și câte analize dintre care noi le-am făcut de sine stătător au mers, s-au închis tranzacțiile în profit și câte s-au închis în minus. Adică ca să vedem un randament oarecare al capacităților noastre. Și plus la aceasta să vedem profiturile care noi le-am luat. Și că este sfârșit de lună. Cineva din voi, eu știu foarte bine că știți partea psihologic, scopul, unde trebuie să ajungem până într-un final, da? Este scop săptămânal, scop lunar, da? Face asta cineva să nu? Da, nu? Aoleu! Dar sunt rezultate în tranzacționare sau nu? Păi iertă! Poftim? Faceți totuși în felul dat sau nu faceți? Aveți un plan de tranzacționare? Da, se efectuează așa, poate minimul. Este la ochi. La ochi, așa, la minimul. Dar la minus și trebuie, de fapt. El și la profit trebuie de făcut analiza, că desigur noi fixăm profit pe anumite instrumente, dar de fapt acolo îngreșim 3 sau 2 sau 3, chiar poate uneori puncte dintr-o strategie. Adică câteodată și direcția nu o luăm corect, câteodată și intrăm mai târziu și încă și punem stop loss-ul micuț, dar nu dă doamne un minus mare, da? Faceți așa. Și atât trebuie greșelile respectiv de corectat și o să fie tranzacționare cu mult mai eficient. Asta este bun. Aveți un plus mare, sunteți la acest masterclass și o să astăzi o să aflați o nouă strategie de tranzacționare și anume cei traderi care nu dispun chiar de timp atât de mult ca să tranzacționeze la fiecare 5, 15, jumătate, oră, oră și tot așa mai departe. Adică pentru persoanele care mai au activitate și nu dispun de, adică după graficul de lucru să vă selectați, dacă să fie aproape de dumneavoastră, evident, strategia care o să o prezentăm astăzi. Deci, haideți să începem mai întâi de toate cu aur. Cine tranzacționează pe aur și cine săptămâna aceasta o a avut deschis tranzacții pe aur? 1, 2, 3. Dar restul? Restul veniți să asculte masterclass și după masterclass Francesco să vă includă în portofoliu de tranzacționare, da? Foarte bine ieșit dintre unghiul care a fost format și eu sper că ați luat profit pe mișcarea în sel, nu? Da. Sau aveți în tranzacții active. Azi, pe urmă am deschis iar.
E bine că să-l tranzacționați totuși, că la moment e cel actual, dar pentru o perioadă îndelungată de timp este mai actuală tranzacțiile de cumpărare. De ce anume? Pentru că activul este permanent într-o creștere și plus la aceasta, eu cred că de la lecțiile de practică voi cunoașteți. Cablul este un activ de refugiu și în momente de neclaritate el se întărește. Da, asta te adunosă. Problema e cât stop loss, cât ai profit prepus. E că mie nu-i doar asta. Pentru că el e altfel. Nu e 10-15 puncte și un punct nu e egal cu $10. Asta te spune și eu nu știu cât spun. Spun 250 de puncte, dar nu-i puțin, dar dacă spun 500, dar nu-i puțin. 800, 1000 de puncte, dacă mă ales termenul lung și iarăși e riscul să... Termenul lung. Iată, haideți să o să începem de la faptul că dacă să tranzacționăm termenul îndelungat, se calculează un pic mai diferit riscurile. Adică din 100% din depozit pe care dumneavoastră îl gestionați, 100%, trebuie să începeți diversificați. 30% din depozit permanent trebuie să rămâi ca rezerve. Adică 30% nu le atingeți. Când mai am alea cât de marjă liberă, dă să mai deschidă cu o tranzacție două, dar cu marjă stă. Abia 30% din depozite în permanent trebuie să fie libere. Pentru că dacă noi includem în portofoliu său și modalitatea de a tranzacționa pasiv, și eu o să explic ce asta pasiv și pentru ce noi mai tranzacționăm activ, dacă pasiv e destul de bine. Și restul de rămâne în 70% din depozitul nostru ne rămân ca rezerve pe care noi putem să tranzacționăm. Deci acest 70% din depozit, noi iarăși o să le diversificăm. 35% din depozit noi tranzacționăm în mod pasiv. Ce se are în vedere? Un volum mai mic și pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Iată acele active care numai încep să formez un impuls în graficul de o zi, dar e pes în pis, poate, dacă depozitul permite să tranzacționăm acest timp, tot e important. S&P, CAC 40, indicii care permanent sunt într-o creștere, aurul, la fel el cât de tare nu o să scadă, dar el permanent este într-o creștere. Apoi, în portofoliul de a tranzacționa pasiv, noi includem acele instrumente care, indiferent de situații, ele oricum o să se întărească, indiferent. Aici se include S&P 500, indicii în mare parte, CAC 40, gold. Ce încă mai avem? FTSE 100. Cum? FTSE 100. Da, poate și Nasdaq tot poate fi inclus, numai dacă un moment, dacă depozitul permite. Este foarte și foarte important. Și restul ne mai rămâne cu 35%. Iată, acest 35% din depozit, noi exploatăm această diversificare, o exploatăm pentru a tranzacționa și a primi comisioanele. Fie avem parteneriat de blocat, fie avem de primit cashback-urile pe care trebuie să le extragem, să facem extragem, să ne avem un venit suplimentar pasiv, să-i spunem, da? Care să înțeleg, uite, eu sunt trader și eu ceva din asta mai primesc, vreți? Adică pentru a îndeplini... Aici lucrăm cu valută, da? Dar de ce valută? Petrol, gazul. Eu aici aș recomanda mai mult de inclus instrumentele înalt volatile, fie asta este cotațiile exotice, fie este petrol, marca Brent, BTI, plus aceasta puteți includeți gazul. Luați o direcție foarte bună, adică foarte bună, asta trebuie este impulsul, da? Deschideți o tranzacție care o să vă aprovisioneze profit, nu știu, acolo 70-100 de puncte, și plus aceasta folosiți metoda adăugării, dar să nu reieșiți din iată din procentajul dat din depozit. Și atât diversificarea scoate în felul următor. Deci noi am început să vorbim aici, să discutăm despre aur și haideți să vedem de ce aurul este interesant ca instrument pentru tranzacționare de lungă durată. Dacă să vorbim despre activul acesta, el permanent crește în preț. Permanent. Dacă să luăm din istorie, începând cu anul 1792, o uncie de aur costa 19 lei, și $3 pe uncie. La moment prețul, iată astăzi, da? 1920, el prețul fluctuează. Da? $1900, la moment el costă. Haideți, nu ne ducem 300 de ani în urmă. El la începutul anului, începând cu 2020, s-au finisat, iată, se încheie a treia lună de tranzacționare, să spunem, da? Știe cineva cât s-a apreciat aurul?
aproximativ știu. A fost la începutul anului 1730-50, până la valoarea asta. Și când s-a început războiul ăsta, și toate acțiunile s-au dus în jos, Tesla, Facebook, Google, toți s-au dus în jos, atunci au ajuns 2062. Am mai atins încă o dată cel maxim care l-a înregistrat în 2020. Iată, începând de la data de 3 ianuarie 2022, aurul s-a întărit cu 28.000 de puncte. La tranzacționarea pasivă, profitul respectiv eu pot să-l iau, dar aici foarte mult contează diversificarea. Nu deschid tranzacții tot ce îmi permite depozitul și îl aștept că el să crească. Nu, asta trebuie să vă apropiați de acest moment într-un mod mai corect, da? Cu volumul necesar. Vă știți foarte bine că volumul e foarte și foarte important. Deci pasiv, timp de 3 luni de zile, posibilitatea ea care este. Ce se are în vedere la pasiv? Aici se are în vedere tranzacționarea ca să închide minim în 4, 5, jumate de an, un an de zile să fie închis tranzacțiile, dar să obțin pentru acele active care de permanent sunt într-o creștere. Și dacă să vorbim despre aur, da? Ce este mai profitabil? Tranzacționarea sau cumpărarea fizică a acestui activ? Tranzacționarea. Dar de ce? De multe ori poți cumpăr și să vinzi și chiar pe parcursul, de exemplu, de mai multe ori s-au atins o maxim local, noi am văzut, așteptăm puțin, s-au mai făcut corecții, iar deschidem și... Nu, dacă cumpere e așa, cu $1000, poți cumpere, timp de 3 luni, cumpere, faci 10.000, dacă așa sau cumpere fizic, o cumpere. Iar mi-am explicat și cum e că nu mai fac 10, iar nu dacă așa? Nu spui, dai de exemplu și nu dați cum a fost război acum. Da, când se dar știut că o să fie război. Asta, pe exemplu, era logic. Dacă de atâtea luni rușii au adus la graniță cu Ucraina atâta armament și trupe, și inclusiv și în Belarus, asta era evident că era asta evident, nu s-a așteptat. Da, eu precis chiar și că... Stați un pic, stați mai aurul, nu războiul. Da, asta e legat cu aurul. Haideți așa, că noi toți știam, ne așteptam că ei odată și odată o să atace Ucraina, dar nu știam cum exact, citați când, pentru că eu Mercuri am ieșit de la ofici, mi-am lăsat și calculatorul, mi-am lăsat acolo și joi dimineața, pur și simplu, n-am avut ocazia să ajung la ofici. De asta noi toți eram... Înțelegeam că asta urmează să fie, dar nu am fost pregătiți când anul nu ziceau. Asta este un moment. Doi moment. A spus că totuși este o versiune în sală și ceea ce este în mână nu este o minciună. Dar iată dumneavoastră pentru ce mai mult ați optat să faceți milionul? Pentru într-o afacere clasic sau, spre exemplu, într-o tranzacționare? Dacă mă afară aici, dar totuși în tranzacționare în mână nu poți să ții. Nu poți să iei lumânarea de pe grafie, să ții la mână să fii pe grafie. Și în mână poți să-l pierzi, poți să-l furi, poți să-l ascunzi, știi? Vadă vecină, unul în Europa, să vrei. Iată, ce e altă mamanie, cât să fie de activă și bravo. E foarte bine, dar iată nu modul acesta de gândire, desuori probabil intuiesc că dumneavoastră închideți tranzacția într-un profit micuț, mai bine să-l fie în mână, decât să-l lăsă în perspective de lungă durată. Sunt așa gen de oameni, niciodată nu diversific pentru o perioadă lungă de timp. Dacă e corect, atenteți, care este stația. Și când luăm un profit, îl luăm plus minus, nu știu, de 500, 1000, 1500. Dar când luăm minusuri, 800, 1000, 1200, 1000 jumătate și tot așa mai departe. Corect? În fine, ne întoarcem la varianta următoare. Adică cumpărarea la fizic sau totuși tranzacționarea. Haideți dacă să vorbim despre investiții. A fost o versiune aici de $1000. De $1000, nici un unci de aur nu poți cumpăra, nici un lingou de aur nu poți să cumpăr, corect? Corect. Dacă să vorbim despre investiții și tranzacționare, da? Iar, spre exemplu, sunt două persoane. Două simple persoane. Un trader și un investitor care optează să ții ceva în mână decât tranzacționez. Deci, unul investește 100.000 și el vrea să cumpere aur. Ce faci? Cât îi muncea de aur? 1900, corect?
Acum, din 100.000 de dolari, cât e un CPA-ul CPA-ului? Plus minus 52 de câte, da? Corect? 52 de un CPA-ul. Un CPA-ul. Așa. Și este trader care are în gestiune un depozit de 100.000 de dolari. Cu ce volum el poate să tranzacționeze fără de riscuri? La depozitul de 100.000. 30.000. Nu, că ce volum? Chiar și cu un lot, cu 5, maxim 5. Reșim de formula dacă sau pur și simplu cât așa îmi dorește mie sufletul? Nu, dacă numai cu o singură tranzacție, da. Poate să... Cu 10 loturi nu o să fie o tranzacționare riscantă. Dacă, spre exemplu, îți cumpăr numai aur, iată, domnul a cumpărat 52 de unci, dar eu vreau să deschid cont și numai pe aur să tranzacționez. Cu ce volum, după risc și money management, poți să deschid tranzacția? Independență cu ce scop avem la gota, ce să fie, crește, să fie stabil sau ce pare sau după? Nu, vreau pur și simplu, iată, să văd cum a să nu fie mai bine. Spre exemplu, tot același deal. Și lăsăm rezervă, 30 și lăsăm rezervă, după care descăm acestea. Trebuie 5, probabil. Asta 3 loturi. Poți să deschid. 3 între 5, da. 3 loturi. 3 loturi cât dolari să fie? Cum? 3.000 dolari, da? Nu. 3 loturi. Sunteți începător sau aveți deja experiență? Ok. 3 loturi, asta este volumul cu care eu deschid piața. Adică dacă mă duc la magazin, cumpăr cartofi în kilograme, lotul este unitate de măsură. Și independent cât deja el costă, marja care el nu ia. Pentru un lot întreg, pe aur, e 3.000. Nu, 1.800 de dolari marja la aur. 1.800, 1.800. În fine, pentru 100.000 eu deschid tranzacția cu 3 loturi. Da? După risc și money management. Așa. Deci investiția fizică. Fizică. Și aici e tranzacționarea. Trading. Deci, ca să crească prețul de la 1.900, iată, l-am cumpărat la 1.900 de dolari. Și o să-l vând că mi-o să fie 2.000 de dolari. Așa. Aici o să fie plus profit 100 de dolari la unci. Corect? Așa, aici, la fel îl cumpăr de la prețul de 1.900 de dolari și până la prețul de 2.000 de dolari. Câți puncte o să fie? 1.000. Nu. Măsurați văzut grafic. Da, ce să măsur eu. Așa. Auro. Deci, de la 1.900, la noi acum e 1.900 de dolari, până la prețul de 2.000 de dolari. 1.000, așa. 10.000 de dolari. Nu o să măsoară. Lasă să fie 10, lasă să fie 9.000 de dolari. Cu rezervă. 9.000 de dolari. 9.000 de dolari. Deci, de distanță o să fie de 9.000 de dolari. De câte. Așa. În cazul în care deja prețul a atins punctul prețul respectiv, vând 52 de unci la prețul de 2.000, ce venit eu o să am? Ce bani o să fie? 5.200. Adică 52 de unci. 52 de unci, înțeleg cu 2.000 de dolari. E profitul 5.200. 5.200, profit curat, care eu o să am. A să fie depozitul de 105.200. 200 de dolari. Deci profit curat plus 5.200. Toată suma. Am ușit, explicăm și cu riscuri. Stați când la riscuri n-am ajuns. Așa, și aici, care este momentul, da? Dacă prețul ajunge la 2.000 dolari, fac plus 9.000 de puncte. Un lot întreg este 9.000 de dolari, 3 loturi întregi. 127.000 o să fie la închiderea tranzacției. 27.000. Deci profit curat plus 27.000. Acum, să discutăm despre riscuri. Aici am cumpărat tot. Dacă piața se duce, dacă nu se duce imediat aurul în creștere, dar face o scădere, mie nu o să-mi fie combinabil să-l vând. Corect? Și poate să se întindă investiția mea. În tranzacționare, eu nu am deschis tot ce mi-a permis depozitul. Dar în cazul în care eu vreau să fac profit și pe scădere, eu ce fac? Intră în lagă, fac profit pe sâl și după care mai adaug încă vreun lot, doi ori.
pe baie, ca să fie mai de jos tranzacția. La fel pe aur, de ce este un moment și foarte important, deja este punctul 2, da? De ce să investim pe aur, în aur? Fiindcă el, ca și piața de capital, indice anume, are permanent o tendință de creștere și când aurul scade, nu este moment de vânzare. Dacă faci profit pe vânzare, bine, că e acum, ca trader, fiecare zi. Dar pentru o perioadă lungă de timp, e o oportunitate de a deschide o tranzacție de cumpărare pe la un preț mai bun pentru noi. Da? Este momentul. Ați notat? Sau voi să știați? Independență, iată, cu riscurile, da? Dacă să vorbim de riscuri, în genul trading-ul, cine îl percepe ca ceva riscant? Nu mai sincer să ridici mâinile în nasul soț. Toți chiar așa cred. Independență de cunoștințele și de practică care o avem noi. Asta, riscul depinde de asta, de psihologia noastră. Și nu poți să iei sigur pe timpul ca să faci tranzacții pozitive. Adică este ceva imprevizibil, dar este ceva 100%. Nu. Și piața tot așa e. Adică nici în viața de zi cu zi ceva 100% nici nu este. Dar noi cumva trebuie să încep să ne asumăm aceste riscuri. Și ce ține de tranzacționare este unicul gen de afacere care eu exact pot să-mi controlez aceste riscuri. Iar credeți-mă, persoanele care locuiesc în Ucraina, care au afaceri clasice, nici într-un fel nu și-au putut să gestioneze riscul care acum este. Au lăsat tot, au extras ceea ce au putut să fie acolo, sub saltea, de la într-un borcan, ce au avut activele care au avut și au trecut cotarul în Republica Moldova. Știți apropo ce sume ei declară la bancă? 28.000 de dolari sunt ceva foarte, foarte ușurel, banii buzunar. Extragerile. 28.000 de oameni, dar la bancă. Da, 600.000, 500.000, 200, 1.500.000, 5 milioane. Apropo, și în acest moment, iată, ei foarte bine au înțeles că afacerea clasică chiar nu merge. Și acum, la moment, și plus la aceasta, în Ucraina, mult probabil vorbesc de Ucraina, dar ca să cunoașteți și voi, ca să arde, dar cineva oricum nu ezită să facă bani pe ei, procentul la suplinire, noi ne bucurăm că aici e 3% și nu se mai mișcă. În Ucraina, la suplinire, se ia 42, 45, 28, cel mai mic procent la suplinire, 16%. Adică, când să-și deschid account, cont de tranzacționare. Da. Adică, oricum, cumva banii mai lungă ceva de popor. Mă rog, e ceva lucruri de nu chiar frumoase, dar asta e. Doi. Așa, de ce aur se mai află în permanent creștere? Pentru că este un număr limitat de aur. Da? Iată, dacă noi cunoaștem că la moment aurul nu se mai extrage în asemenea volum cum se extragea anterior, cerere permanent este pentru activul dat, fiindcă ceea ce nu s-ar întâmpla în lume, când noi în momente de neclaritate, ce investitorii tind să investească activele sale în aur, cum credeți? Ok, dați-mi un activ de refugiu, de ce? El este mai puțin și nu le-o scostă. Adică el e într-o cantitate mai mică, dacă nu se extrage așa pe un loc. Poți să-l îngeamnă și îngeamnă. Hai să iei apartamentul cu tine sau e modul. Păi îl îngeamnă și... Dar de ce nu se rămâie bani? În primul rând este inflație. Este permanent banii, hârtiile, monedele, oricare mult, iar tendința să se deprecieze. Fiindcă când noi nu am vrea, dar este permanent un flux de bani în circuitul economic și banii tind să se deprecieze, este ceva normal. Însă și în aur, în aceeași cantitate de aur, pentru bucățică de aur, crește valoarea sa. Și pe timp ce merge, tot mai mulți bani trebuie să achităm pe aceeași cantitate de aur. Asta unul la mână, doi. De ce să investesc? Ca să spuneți că o să iau aurul și o să plec. Dar de ce nu criptovaluta? E prea volatil? Nu este pilar folosit și sunt țări care gândește că interzis. De exemplu, cum a fost război în Kazahstan, acolo a scăzut cripto
Iată, mai crește prețul aur încă un moment. Sunt mai mulți factori din ce cauză să crește prețul aur. Prețul aur crește ca prețul la criptovalută. Știți, mai ales fiind deja nu aici, aici mai rar care îi auzi, fiecare a doilea o are experiență oarecare pe criptovalută, da? Sau nu? E foarte bine că n-are. Acolo, la Kiev, am dat persoane, nu, 17, 16 ani, 18 ani, când se numesc criptotrader. Sincer să vă spun, mă mâniez foarte tare, pentru că dacă ai investit 100 de dolari, că nu ești nici investitor și nici cu atât mai mult trader. Ca să fii un trader, trebuie să faci o analiză amplă. Știi ce se întâmplă? E pur și simplu cineva decide să facă bani în domeniul criptovalutar, investește o sumă de 1 milion, 500 de mii, 1 milion, 500. Creează o criptovalută oarecare și o vinde ieftin. Și cât acum domeniul popular, o vinde, da. Și cereri este, mai ales persoanele care încă nu au un gen stabilit de activitate, de ce să nu investesc sau să mă fac și eu un trend, da? Poate să crească și bitcoin. Poftim? Poate să crească și bitcoin. Poate să crească, dar diferența între cripto între bitcoin este cu un staj, da, să-i spun eu, cu experiență în spate. Dar toate criptovalutele acestea care ies mici, ele pur și simplu stă pe hate, haideți să-i spunem, da, pe populat. În TikTok intri și unde iată, iar cripto trade, în fine, asta este o glumă, nu atrageți atenție, asta e background-ul meu, vorbește deja. Cele de criptovalută respectivă, iată, aurul crește aproximativ din același motiv. În primul rând, el e limitat și în al doilea rând, iată, numai că el este controlat, criptovaluta nu e controlat, sau el este controlat. Dă un plus, fiindcă e mai sigur decât criptovaluta. Dar la fel crește, că cererea se ridică. Oamenii mai mult au nevoie de el, de investițiile sigure. Fiindcă ne place, nu ne place, dar e mai sigur. Și ce ține de... Apropo, a crescut aproximativ cu 50% cererea față de activul dat. De asta iarăși este destul de ok. Apropo, cunosc un domn trader, un fost coleg de-al meu, la fel cu Sultan Financiar, în anul 2019, el undeva începutul anului 2019, a fost o cădere pe graficul aur. Și el a deschis o tranzacție de vânzare, pentru că era tendința, da, fără de confirmări, unde noi iubim să mai intrăm, dar, mă rog, ca trader începător, ne permitem luxul respectiv, da? A deschis o tranzacție de vânzare și eu când eram la stagiere ca consultant financiar, asta era primăvara, nu, începutul verii, iunie 2019, și el a intrat în tranzacții de lacăt. Evident că el cu creșterea respectivă a făcut profit, dar vreau să vă spun un lucru. Tranzacție de vânzare, el n-a închis un profit, ca un niciodată nu cred și mai atingă prețurile minimale care au fost anterior. Dacă noi știm că istoria se repetă, asta numai nu o să fie în cazul cu aur. Orice instrument, numai nu cu aur. Și profit el a făcut, fiindcă aici știți, folosește lact plus metoda adăugării. Da? Este lactul și tranzacții de cumpărare de fiecare dată când se finisează o corecție oarecare. Și pe profit oricum ieși, per total, per general. Când închizi tranzacții, aceste două tranzacții, tu faci profit pe metoda respectivă. Și oricum, în profit el a ieșit, dar tranzacția nu a fost un profit care și-o dorit. Că se orienta măcar la zero. Aurul nu mai atins prețul acela minimal. Și de asta și vă spun, un moment foarte important ca să ne orientăm la închiderea la deschiderea pozițiilor mai mult în buy decât în sell. Așa, și ce ține de modalitatea și de strategie tranzacționare cu ordine amânate? Notăm. Strategie de tranzacționare pe aur cu ordine amânate. Eu mai întâi toate să explic cum noi o aplicăm în practică. După care o punem în grafice și vedem că cu oricare lună care o să o alegeți voi. Cât profit și cât pierdere noi putem să facem pe ea. Da? Sau de start o să întrebăm, vrem să tranzacționăm ca investiții de lungă durată sau să fie și de lungă durată și totodată să fie și o tranzacționare activă. Așa. Cum se lucrează? Noi să începem cu plasarea și delimitarea zilelor.
Deci apăsăm Ctrl Enter și în fiecare zi este delimitare de grafice. Iată așa. Acum, mai departe, ne orientăm să lucrăm. Spre exemplu, dacă mai întâi de toate încep prețul să crească și fixează întâi punctul maximal, prețul maximal pentru ziua de azi și după care se duce în jos, indiferent, presupunem piața să deschiderea. El permanentea de strategie respectivă se lucrează seara și spune ordine amânate, pentru ziua următoare. Este ordinul de buy stop și de sell stop în cazul necesar. Dacă se formează mai întâi de toate punctul maximal, deschiderea pieței, și se formează punctul maximal, aici se lucrează cu Fibonacci expansiune. Deci spune de la deschiderea pieței până la prețul maximal și cel de-al treilea punct pe care îl avem de la Fibonacci expansiune, îl ducem la mijloc de mișcare. Iată așa. La mijloc de mișcare, unde cel de-al treilea punct. Aici, la noi, Fibonacci. Expansiune. Și nou ne apar următoarele nivele. Fibonacci, expansiune. 61 și 8. Fibonacci, expansiune, 100. Și Fibonacci, expansiune, 161 și 8. De ce punem până la jumătate și o stare? De ce până la jumătate? Ce nou ne arată Fibonacci expansiune? Unde urmează să fie concept take profit? Deci care este situația? De ce la mijloc? Fiindcă noi luăm ca o medie și nu o să-l unde spunem a treilea punct? Aici? Sau o să-l ducem până aici? O să și până la jos. Uitați-vă, cum se plasează Fibonacci? La începutul zilei, când s-a deschis piața, primul preț care noi îl avem. Prețul maximal și ducem al cel de-al treilea punct al lui Fibonacci la mijloc de mișcare. Și mie mi apar următoarele nivele al lui Fibonacci expansiune. Acum și în practic o să fie mai clar. Deci, ordinul amânat, noi îl punem nu cu 15-20, dar îl punem cu 150 spread-ul la aur, trecem spread-ul, plus încă 150. Deci, 300 de puncte, noi plasăm ordinul de buy stop. Buy stop, 300 de puncte. Take profit, care noi o să-l plasăm, o să-l punem cu 150 de puncte de spread, da? Mai jos de Fibonacci expansiune 100. Take profit. În cazul în care, în următoare zi, nu se activează ordinul nostru, pur și simplu să-l ștergem la sfârșitul serii. Așa. Cum se lucrează cu el în cazul în care se formează primul preț, se formează prețul minimal. Iar, spre exemplu, pentru ziua de astăzi, a fost iată așa o mișcare. Haideți să stai Fibonacci. Așa, aici s-a închis piața. Deci piața se deschide. Stați un pic mai sus, ca să avem loc pentru mine. Așa, iată aici se deschide piața și se începe să formeze mișcarea. Și prima, eu mai întâi de toate, am prețul minim. Deci Fibonacci, când o să-l plasăm, dați-mi să-l plasăm și markerul, când o să plasăm Fibonacci, iau de la deschiderea pieții și îl ducem pe punctul minimal. Așa, punem Fibonacci și cel de-al treilea punct al lui Fibonacci expansiune, îl ducem la mijloc de mișcare. Iată aici. Așa. Și mie o să-mi apar următoarele nivele. 3, da? 61 și 8, un pic de semnul nu căpem. Așa, haideți să mergem în partea asfaltă. Spre exemplu, prețul minimal se deschide piața de aici. Deschiderea. Și formează mai întâi punctul minim. Așa. Luăm de aici și până la mijloc de mișcare. Fibonacci expansiune. 61 și 8, 100. Și 161 și 8.
161 și 8, 100 și 161 și 8. Deci, ori din rămâna de sell stop, o să-l plasăm mai jos, din nivelul dat, 300 de puncte, o să punem un ordin de sell stop. Deci, prost, o să-l punem un pic mai sus. Practic, el o să fie un pic mai diferit. Așa, take profit-ul, 150 de puncte mai sus. Este? Spuneți-mi voi ce tare, e tot interesant. Spuneți-vă, rog frumos, bănaci expansiune, așa lucrează doar la aur sau la... Doar la aur, ca să este strategia care pe ce se bazează. Nu pun nici de ele cu minută. 150 de puncte mai sus de nivelul 100. Deci, strategia dată, ea nu se bazează pe anumite nivele. Ea se bazează doar pe Fibonacci Expansion și pe delimitarea graficului în zile. Adică eu, în dependență de ziua anterioară care am fost, am pus acest instrument, Fibonacci, și pentru următoare zi nu știu unde spun ordinele amânare. Adică dacă să vorbim de strategie, direcția, intrarea și ieșirea, mie direcția mi-o arată ziua precedentă, adică independent cum s-a format în ziua trecută. Dacă mai întâi se formează punctul minim, înseamnă că eu spun Fibonacci de la deschiderea zilei precedente până la prețul minimal și s-o duc la mijloc, chiar dacă prețul undeva mai sus. Dar mai întâi de toate a fost format minimum. Fibonacci o punem pe 100 de puncte mai jos de 100. Haideți dumneavoastră să desenați, eu o să-i explic și acum și în practic eu lucrurile o să aranjez diferit. Deci uitați-vă, dacă se deschide piața, da? Se deschide ziua de tranzacționare. Iată eu astăzi la noi merg și eu seara mă duc acasă după masterclass și o să analizez nu ziua de azi, dar ziua, da, chiar are ziua de azi, nu ziua de ieri. Și o să mă uit, unde s-a deschis seara? Nu, înainte de la pulca, ora 10, 9, 11, principal nu la 2 noapte. Piața asiatică lucrează, adică... A unui 24 din 24. Deci lucrați și la ora 3 din noapte. Doar că faceți analiza pe ziua care deja îi se finisează. Da? Și fiindcă deja sunt formați, fie prețul maximal, fie prețul minimal, deja ei este format. Deci eu să mă uit astăzi, da? Când s-a deschis piața, la ora 00, da? La ora 1 noapte, cred. Nu, 00, la 12 noapte, când s-a deschis delimitarea de grafic, ești prinși. Și s-a dus mai înainte, s-a dus în jos și a format maximum, sau s-a dus în sus și a format, maximum, sau s-a dus în jos și a format punctul minim. Și independent în ce direcție a fost graficul, iar eu în acea direcție și o spun Fibonacci expansiune. Deci de la deschidere, la punctul maxim și o să-l duc la mijloc de mișcare. Și mie o să-mi apară ordinea amânat. Și eu ordinul amânat de buy stop o să-l pun mai sus de Fibonacci 61 și 8. Deci cum arată practica? În genere take profit puteți nu-l puneți până aici, dar take profit puteți să-l puneți și mai sus. Dar mai sigur asta este așa, un nivel să-l luați. E destul de suficient. Dar în fine. Puteți să-l puneți și la 161 și 8. Dacă se formează mai întâi de toate punctul minim, înseamnă că Fibonacci expansiune îl ducem de la deschidere la punctul minim și la mijloc de mișcare. Și mie o să-mi apară în jos nivelele 61 și 8, 100 și 161 și 8. Și ordinea amânată o spune sell stop. Este? Așa. În cazul în care sunt trei modalități, de fapt, ce o să se întâmple cu tranzacția. Fie ea se deschide pe parcurs de noapte, dar eu pe grafic nu intru. Asta este o strategie de tranzacționare pasivă. Eu nu mai intru să mă mai verific. Am pus pe prof, apropo de stop loss, de ce nu mă treabă lumea? Stop loss v-a spus la 300 de puncte. Acolo e buy stop. Dar dacă se activează și eu nu sunt față graficul, de el duc și eu jos. 50 puncte. Unde pun stop loss? De ce nimeni nu mă treabă? 150 puncte. Nu, unul la pe ei, da? Eu am înțeles că ce am zis stop loss. Mai stop. Eu am înțeles că 50 puncte. Haideți încă o dată, de la început. Eu înțeleg. Sunt. Iată, uitați-vă. Eu am plasat Fibonacci
Și nu pun, pentru ce spun stop loss? Aici e buy stop. Ca mie să-mi deschidă tranzacția, nu la 150, dar pun la 300 de puncte, adică spread-ul și îmi pun spread. Ca dacă să-mi eu deschidă, cu exactitate să ducă. Și eu deschid, pun ordin amânat, haideți eu scriu. Buy stop. Ordin care nu e automat îmi deschide tranzacția. Take profit-ul pun fie la acest nivel, fie îl pun la nivel 161.8. Practic, arată că îl se duce la 161.8. Dar mă rog, ca să fie, puteți să-l puneți iată aici. Deci, în cazul acesta, să știți că stop loss e un C mai mare. Pentru că stop loss-ul el se află la mijloc, unde se află acest punct. Spre exemplu, haideți să luăm acest caz în exactitate. Deci, uitați-vă, stai o coordinat una de buy stop, stai take profit. Stop loss în cazul dat, eu această linie care am dus-o, îl pun mai jos de media aceasta care eu am. Aici ascund stop loss-ul meu. Stop loss-ul primesc fie 1 la 1, fie 1 la 2. După, am și o să vedeți pe grafice. El îți primește, poate să fie mai mare, dar el nu se închide, pur și simplu. Și un lucru foarte important, în momentul când se formează pe unghiuri pe piață, strategia nu lucrează. Ca toate. Voi știți foarte bine cât de bună strategia n-ar fi, în momentul de triunghi, nimic nu arată bine, da? Așa, haideți. Da, dacă este triunghi, nu punem nimic. Sau punem, dar el poate trebuie și mai des să intre în piață și să urmări. În caz că, în caz că ea este în profit, să o închide manual. Nu punem mai sub spread-ul, 150 de puncte, sau chiar pe linia respectivă. Nu îl ducem departe. O să pune de ce e la mine. Pe linie, da. Pe, unde punem al doilea punct, ai da. Al Fibonacci și fracțiune. Dați o întrebare. Haideți să clarificăm. Ce nu este fapt? Așa, deci noi avem graficul de graficul aurului. Noi spunem control Y și el o să fie divizat pe zile. Dacă ștergi ștabă. Ați scris? Da. Ce ați spus în da. Adică iată noi astăzi spunem ordine de amânate și el o să activeze fie noaptea următoare, fie deja ziua. Și noi seara iarăși le verificăm. S-au activat, dacă s-au activat și în profit, o lăsăm să ducă în take profit. Dacă este minus, o lăsăm că poate să facă un retest și după care să se închidă oricum în take profit. De asta cel mai bine, la fiecare, în fiecare seară, noi verificăm strategia noastră. Mai bine ceva în mână decât cine știe, da? Asta este deja de sine spectator, dar practic arată că este duce. Mai ales în ultima perioadă, iar aurul nu este interesant atunci când el este într-o corecție. Și dacă să vorbim de aur la etapa actuală, el este într-o corecție pe graficile săptămânale sau pe graficile lunare. Așa, haideți să ne orientăm, orientăm și să vedem ce putem să facem. Așa. Am divizat. Indiferent, apăsăm control Y și el se divizează pentru fiecare zi, este o divizare de grafici. Deci, cum noi ne orientăm? Iată, la moment, astăzi, da? Piața s-a deschis, iată aici, da? Și mai întâi de toate s-a format punctul minim. Acum, luăm instrumentul lui Fibonacci expansiune, îl punem de la deschiderea pieței până la prețul minimal care s-a format și îl ducem... Iată, este punct. Iată, este punct. Hai și îl ducem. La mijloc de mișcare care a fost, mișcare descrescătoare. Deci, iată, în acest moment, noi punem 300 de puncte mai jos. Așa, punem în ordine amânat de sell stop sau buy stop. Sell stop. Corect, de sell stop, cu secundă. Deci aici am ordin amânat de sell stop și de fapt o să-l punem iată aici. Deci ce o să se întâmple? Dacă piața o să meargă în jos, mie aici o să-mi deschid o tranzacție de vânzare și de fapt o să fie la următorul nivel. Stop loss în cazul dat, eu o să-l pun iată aici. Deci în practică e 3482 de puncte,
profitul care eu mă orientez să-l iau o să fie aproximativ 1600. Eu spun, e 1 la 1 sau poate să fie 1 la 2. Independență, dacă eu aș pune take profitul la 161, aici o să fie 5000 de puncte. Și poate să fie și stop loss 5000. Independență cât e de mare mișcarea. Fie în sus, fie în jos, independență cât e de mare mișcarea. Așa. Ce o să mă orientez aici? Dacă piața nu o să ajungă aici, nu știu că nu o să-mi deschid o tranzacție. Și asta este tot. Da. Este un mod pasiv de tranzacționare. Deci, haideți noi să luăm... Și încă un moment, volum. Aici știți întotdeauna, nu se tranzacționează touch intermediate. Dacă depozitul de 100.000 și, spre exemplu, aveți liber în piață, aveți maxim 10 loturi, acum cu 10 loturi să fie tranzacție. Dacă un lot, un întreg și 5, 2 loturi, maximal să fie pe aur. Pentru că la fel este un instrument destul de profitabil, dar și riscant. Dacă vreți să fie cu riscuri minimale, lucrăm pe valutare. Dar aurul, petrolul, piața de capital, indice... Da, războiul. Dar știți ce noutate a fost, da? Da, tipa se oprește războiul. Nu, trebuie să tratativi. Da, și toți se au gândit pozitiv, dar oricum război vine mai în parte. Vrenta e o bac. Nu, că eu tot la fel cu unii trăieri din Telachie și spune că armata ucraineană își strânge, armata ucraineană, armata rusă își strânge catrafuții. Numai din partea de nord. Cel puțin din Kiev, pentru că el, trăieri meu, se află în haideți să ne uităm pe grafice, alegeți o perioadă de timp care voi vreți și o să punem timp de o lună de zile și o să vedem e profitabilă o strategie sau nu și o să numărăm cinstit și stop loss-urile care o să le luăm și te-ai. Da, pe o lună de zile, care o lună? Acum e martie, da? Deci, da, este să pui știi ce mai. Da, mai bine ianuarie. Un moment, noi nu o punem pe lună, noi ne uităm pe istorie, ca să vedem toate intrările care au fost, câte din ele s-au dus în take profit și câte din ele s-au dus în stop loss. Fiindcă așa se vede strategia e a mea sau nu e a mea. Eu să înțeleg, da, se merge sau nu se merge să am mai bine după ea. Deci, aveți posibilitatea să alegeți o lună. Ianuarie, totuși, că vă pus în ianuarie, în februarie. Atunci cu războiul nu m-am bani, mai bani nu e vezi tot ce am înscris. Deci ianuarie sau februarie? Ianuarie. Deci ianuarie. Înțeles că ce-am zonul din cel mai pasiv? Ne ducem prea departe. Decembrie, ianuarie. Deci, prim, iată și să luăm așa. 28 de decembrie. 31 ianuarie 2022. Până la orele 12. Eu tot drept să mai punem în coordonare. Iată. Deci ne ducem pe istorie și începem. Iată, s-a deschis piața. Aici noi primul preț, iată, aici s-a deschis piața, primul preț care noi îl avem e prețul minimal, corect? Luăm Fibonacci și punem pe prețul minimal și îl ducem pe jumătate de mișcare. A, apropo, ordinele amânate sunt active nu mai mult de 5 zile lucrătoare. Așa, în cazul dat, eu o să am un ordin amânat. Aici? Da, la aur. Asta e la aur. Gold în taș 1. Și fiecare zi în delimitarea respectivă. Iată aici s-a deschis piața, la sfârșit de zi, piața s-a închis. Noi uităm aici. 0401 la 00 și 00 minute.
da? Deci eu am plasat ordin amânat cu 300 de puncte mai jos. Iată aici punem ordin amânat. Și tăi profitul. Îl ridicăm de la nivelul 100, îl punem mai sus. Tranzacția mea s-a deschis peste 1, 2, în a treia zi, când eu am ordinul amânat. S-a deschis tranzacția de vânzare. Profitul care eu l-am fixat cu confirmări este de 842 de puncte. Adică tranzacția s-a deschis peste 3 zile, în a 4-a zi, de când lucrează strategie, s-a deschis în profit. 811 puncte. Deci notați, plus 800 de puncte. Așa, noi ștergem acest ordin ca să nu ne încurci sau o să ne lăsăm. În fine. Următoarea zi, eu ordinul nu l-am șters, dar pun mai departe instrumentul în Fibonacci, Fibonacci expansiune. Deci aici s-a deschis piața, da? Iată în acest moment, s-a deschis piața și mai întâi de toate iarăși s-a format punctul minimal, nu punctul maximal. Iată mai întâi a fost în jos și după care s-a ridicat în sus. Deci eu spun de la punctul acesta până pe minim. Și o să-l duc pe jumate din mișcare. O, ce mișcare e cât și frumos. O secundă. Așa. Deschiderea vieții, punctul minim. Și ducem la mijloc de mișcare. Deci tranzacția mea iarăși s-a deschis, nu imediat, dar s-a deschis în următoarea zi. Aici se poate depus ordinul amânat mai jos din nivelul 61.8, 300 de puncte. Doar că take profit îl punem unde l-am pus primul. Că dacă o să ajung la primul, o să ajung și la al doilea. Deci ordinul amânat de la această tranzacție o să stai mai jos cu 300 de puncte, ar puși păsurăm, 200, 300. Asta o să fie la nivelul 100 al Fibonacci expansiunii. Deci aici stă ordinul meu amânat. Iată aici, la prețul respectiv. Și take profit o să-l punem la primul preț care îl avem. Deci aici în profit s-a dus plus 1000 de puncte. Unde punem stop loss? Stop loss îl punem la mijloc. La mijloc de mișcare. Dacă take profit îl punem unde am pus și primul, stop loss îl punem la fel unde am pus și primul. Iată aici. Și noi vedem că tranzacția mai întâi s-a închis și după care s-a întors, iată aici, la prețul dat. Deci haideți stop loss o să-l punem ca să nu uităm el. Iată așa. Da, mergem mai departe. Aceste două au fost. Noi oricum continuăm să punem pentru fiecare zi ordinele amânate. Deci în următoarea zi, când s-a deschis piața, a fost mai întâi de toate prețul maximal. Deci iarăși luăm instrumentul lui Fibonacci, de la deschiderea pieței punem prețul maximal și ducem pe mijloc de mișcare. Iată aici ordinul nu s-a activat. Deci numărăm zilele. 1, 2, 3, 4, 5. Ștergem ordinul. Timp de 5 zile. Da, nu. Sau puteți să-l puneți ca automat. Șteaptă sau îl șterge sau dumneavoastră deține stătător. Știți cum spune, setează ca ordinul să dispară dacă nu se activează. Iată aici este nou order. Apărând cu atloșenul order. Și iată aici data отмена сегодня, și data când noi vrem ca el să dispară. Și puneți data când vouă vă trebuie ca el să dispară, iată aici, în cadranul de alături. Spre exemplu, 5 zile. Astăzi este data de 30 martie, da? Peste 5 zile se șteargă automat acest order. Iată, aici tranzacția pur și simplu nu s-a deschis. Mergem mai departe. Acesta îl ștergem. Nu a lucrat aici. Îl ștergem. Așa, mergem pe următoare zi. Deci s-a deschis aici graficul la aur și iarăși s-a format prețul, mai întâi de toate s-a format prețul minimal. Luăm Fibonacci expansiune, îl punem la deschiderea pieței, îl ducem punctul pe prețurile minime. Pe prețurile minime și îl ducem la mijloc de mișcare. Așa. Deci iată aici. Iată exact. Pe acest lucru trebuie să-l puneți așa.
și nivelul 61 și 8 s-a format fix în nivelul anterior, nivelul 100. Deci dacă ne orientăm aici, o spunem ordinea mâna, 300 de puncte mai jos și ne uităm că el iarăși nu s-a activat. Au trecut 1, 2, 3, destul de multe zile și prețurile la minime nu au ajuns. Deci aici încă o tranzacție, care, încă un ordin care pur și simplu nu a fost activat. Așa, mergem mai departe. Iată, aici s-a deschis piața și s-a format mai întâi umbra aceasta descrescătoare. Iarăși este un ordin de sell stop. Punem aici, la mijloc de grafic. Și la fel nu s-a activat. Ordinele de sell stop destul de mult nu s-au activat. Iată, până în ianuarie. La sfârșit de ianuarie, numai ordinele de bani, sell-urile nu s-au activat. S-a știa, presupunea că va fi ceva. În fine, presupunem. Aici catare este de unde, dar presupunem că e tot fain. Mergem mai departe. Acesta iarăși nu a lucrat. Următoarea zi avem mai întâi punctul maxim și după care s-a dus la punctul minim, practic la același preț a fost. Deci luăm Fibonacci expansiune la deschiderea pieții, pe prețul maximal și la jumate de mișcare. Așa. Deci cu 300 de puncte mai sus o să punem un ordin amânat de buy stop. Deci o să punem un pic mai sus de nivelul 100 și take profit-ul la următorul nivel. Așa. Îl ridicăm aici. Punem ordin amânat de buy stop, take profit-ul la nivelul 161 și 8. Deci profit din această tranzacție o să fie 300 de puncte, poate fi și mai puțin, scriem plus 150 de puncte. Tranzacția s-a închis în aceeași zi în care și-a fost deschisă. Așa, mergem mai departe. În următoarea zi, da, la mijloc de, iată aici, unde e ziua, da? Îți credem pe aici. Noi o să punem stop loss. Nu, am și vedea. Așa, deci noi deschidem, iată aici, tranzacția. Take profit, nu, aproximativ 100 de puncte. De la deschiderea tranzacției până la stop loss, de 3 ori mai mare stop loss. 900 de puncte, stop loss. Dar la stop loss nu a ajuns. Noi o să notăm. Aduceți-mi aminte de stop loss și noi o să-l punem cu grafic. În cazul în care o să notăm stop loss, o să vedem câte stop loss-uri aflate de lună de zile. Așa, mergem mai departe. Următoare zi care noi avem, iarăși, este deschiderea pieței și avem prețul maximal. Deci luăm instrumentul lui Fibonacci. La deschidere. Să înțeleg că nu vă este interesant? La prețul maximal și îl ducem pe punctul din mijloc. Deci ordinul amânat o să fie la noi mai sus de nivelul 161 și 8, la 300 de puncte. Take profit-ul punem fie la nivelul 100, fie îl punem la nivelul 161. Deci până la nivelul 100, aproximativ încă 300 de puncte. O să luăm profit și apoi vedem când se va activa ordinul, da? Poate să fie iarăși nu să activeze. Așa, nu știu, verificăm. 28, un pic mai sus. Așa, peste o zi. Aici am pus multe. Nu, ziua următoare s-a deschis. Dar iată aici o să luăm stop loss. Deci stop loss care eu o să-l iau o să fie de 1600 de puncte. Notăm. Minus 1600 de puncte. Așa, este următoare zi. Iarăși avem mai întâi de toate prețul prețul minimal și după care prețul maximal. Deci luăm Fibonacci, îl punem pe punctele minime. Așa. Și îl ducem la mijloc de mișcare. Este aici, punem cu 300 de puncte mai jos. 260. E undeva aici. Mai jos de nivelul 100, spunem ordinul amânat de sell stop, cu take profit până la nivelul 161. Sunt undeva 280 de puncte. Se activează ordinul. Acum vedem. Aici nu. Nu, undeva peste 1, 2, 3. În a patra zi se activează ordinul și tot în a patra zi și o să fie invers. Deci mișcarea care a fost de 600 de puncte.
Profitul meu la plus 300 de puncte. Și iată, aici o să se deschidă, pentru că trebuie să lăsăm și confirmare de jos, până la take profit. Noi nu pune fix în fix în nivel, dar lăsăm un rezerv oarecare. Așa, ziua următoare. Ziua următoare mai întâi s-a format punctul maxim și după care s-a format punctul minim. Așa. Aici eu am și tranzacție, ordinul amânat de buy stop. Deci o să-l punem mai sus de nivelul 161.8, undeva iarăși din nivelul 100, până la nivelul 161.8. Și s-a deschis și s-a închis în aceeași zi și în aceeași oră. Profitul este aproximativ, iarăși, 390-400 de puncte. În aceeași zi, din aceeași lumânare. Aici, în ora asta s-a deschis ordinul și în ora asta și s-a închis. S-a activat ordinul. El încă rămâne activ. El se activează nu imediat, dar până într-un final noi ne uităm mai repede. Așa, următoare zi. În fiecare zi. În fiecare zi, indiferent. Când se activează ordinul, nu deodată la toate. Este următoare. Deci de la deschiderea pieței ne ducem până la prețul minimal și îl punem pe mijloc de mișcare. Iată aici. Și iarăși punem ordin amânat de sell stop 1, 2, în a treia zi cu ordinul s-a deschis tranzacția. Iată aici. Da, deci este reagerizmă. 5 zile noi tot punem. Toate odată nu se deschide. Unul se... De exemplu, dar poate să punem și 5 zile. A doua zi iară punem, când s-a activat. A treia zi nu punem, nu s-a activat. Acum a patra zi s-a activat. Uitați, 5 zile, astea sunt 5 loturi, spre exemplu. Da? Și dacă eu îl pun în următoare zi, în a șasea zi, mai pun o tranzacție, din prima zi, el se închide. Permanent sunt 5 ordini amânate în așteptare. Nu mai mult. Și în ce timp am mai prins un stop loss de mici și se duc? Am ușor să vedem. Aia asta, dacă prindem un stop loss mare, că noi analizăm cu zi. Am ușor să vedem. Oameni buni, voi ați spus luna, eu mă uit pe grafice. Eu, sincer, să vă spun, eu tranzacționez foarte pasiv și nu tranzacționez în fiecare zi cu ordele amânate. Am deschis tranzacții și am uitat din ele. Asta este, dar asta este o modalitate, să faci și loturi. Eu niciodată n-am pus stop loss, asta nu este bine, dar eu nu lucrez cu stop loss. Adică pur și simplu cei pe... nu, mă rog, vă știți foarte bine. Așa, da, e deschis. După o cădere, e deschis-o și ai lăsat o tranzacție să fie activ. Eu am timpul meu... Trebuie să ai experiență. Este 2018. În domeniul respectiv. Mergem mai departe să ne uităm sau nu prea? Principiul am înțeles. Undeva la 3. Vă spun probabilitatea. Dacă nu vă este interesant să ne uităm mai departe pe grafice, probabilitatea e 60-70% dintr-o sută. Oricum, dacă ar fi, credeți-ne, dacă ar fi vreo strategie ca să meargă 100% toate tranzacțiile, noi nu am predat și am face și masterclass-uri, noi nu am face și cursuri intensive și nu am dat permanent, am fi într-o căutare de permanent de strategii noi. Am dat o singură strategie și permanent ar merge. Dar piața se schimbă, lucrurile se schimbă și, cum ați spus și din start, sunt momente când, da, nu este 100% absolut nimic. Și nici în tranzacționare și nici în viața de zi cu zi. Și strategiile la fel. Ele dau un randament a profitabilității, pentru că profit el aduce. Nu e atât de mult stop-loss-uri cum se pare. Vă să vă duceți acasă și de sine stătătorie, că o să vă faceți raportul dat. Și o să vedeți. E ok sau nu este ok? Am înțeles? Bun. Haideți să vedem. Haideți totuși până la urmă ca să înțelegem pe total. Merge sau nu merge? Au mai rămas câteva zile și tu vă ai în momentul dat nu mai activează ordine.
Așa, deci aici avem o activare de ordin, nivelul 61 și 8. Tak, unde l-am pus? Aici, da? 1, 2, în a treia zi s-a activat, în aceeași cu... Stop, cum își vedem? Iată aici să iau un stop loss, probabil. Da, nu, haideți eu vă arăt că nu luăm aici stop loss. Iată, noi am pus linia de mijloc. Așa, deci eu aici am stop loss, corect? Tranzacția mea se activează, iată, în acest moment și după care, cum să închide în stop loss? Știți? Și în stop loss și în take profit. Trebuie să treacă și prețul bid și prețul alb deasupra stop loss. Aici doar s-a atins și s-a întors înapoi și a format umbra. Umbra mie închide tranzacția take profit. Deci, asta să știți că și la take profit, de asta și se lasă o rezervă pentru take profit și nu spune fix în fix pe nivel. Poate să nu treacă prețul din prețul ASC și tranzacția să fie în profit, dar să nu se închide. Umbra închide tranzacția? Da, umbra închide tranzacția. Dar aș duc la ce pronunțe Umbra se vine spre lumânare? Nu, da, da, e trebuie să duce lumânarea. Da, care e situația? Am dat cu o oră la noi lumânarea. Dar dacă timp de o oră nu rămâne lumânarea să se închidă acolo, eu pur și simplu rămâne umbra și se duce mai departe în sus. Asta, asta și este. Dar umbra respectiv, asta este prețul, care la moment el se mișcă. Și prețul actual nu îl închide. Fie în take profit, fie în stop loss. Numai că este preț. Vin și prețul ăsta. Și el trebuie să treacă. Așa, mergem mai departe. Da, asta o să ștergem. Cu tranzacția respectivă ne-am orientat. Nivelul Fibonacci să luăm. Deci de la deschiderea pieței o să-l punem pe punctul maxim. Așa, o să-l punem mai întâi de toate pe punctul maxim și o să-l ducem pe mijloc de mișcare. Iată așa. Deci ordinul amânat o să fie la nume sus de nivelul 161.8, 300 de puncte, primești nivelul 100, mai sus să fie by stop-ul. Așa, se activează în a doua, sau nu știu de, una, doi, în a treia zi s-a activat. Take profit care o să luăm o să fie nivelul 161.8, aproximativ 200 de puncte, noi o să le luăm. Din tranzacția dată. Stop loss se află la mijloc de mișcare. Da, la mijlocul respectiv. Adică nu se închide tranzacția, când nici nu a fost deschisă. Iată așa. Iată aici trebuie să fie stop loss-ul din tranzacție. Aceeași situație, adică mișcările care au fost aici, cât de micuți, dacă să ne orientăm, tranzacțiile de buy ele lucrează, tranzacțiile de sell ele nu se activează. Poftim? Câte puncte poți deschis? 200 de puncte. Ați notat? Da. 200 de puncte. Deci, dacă să ne orientăm aici, ce e foarte mic, eu am și ne orientăm. De la nivelul 61 și 8, 300 de puncte în jos, asta în genere este 161 și 8. 359, așa, până aici. 150 de puncte mai sus. Haideți aici o să considerăm și stop loss. Asta să fie. Dar nu spuneți chiar că numai take profit am luat. Deci aici am scos un stop loss de 500 de puncte. De fapt, nu e stop loss, dar las film și stop loss. Un alt mai mult trebuie. Nu vreau să spune. Nu am profit de așa. Așa, mergem mai departe. Deci următoarea zi s-a deschis piața. Mai întâi de toate se formează punctul maximal și după care se formează punctul minimal. Așa. Ordin amânat mai sus de nivelul 61 și 8. O să se activeze chiar în următoarea zi. Pe zi. O să se activeze ordinul de buy stop. Așa. De aici. Profitul care o să luăm în urma tranzacție să fie de 384 de puncte. Stop loss-ul la noi stă la mijloc. Tranzacția s-a deschis și la stop loss nici nu s-a gândit. 380 de puncte. Puneți 300 de puncte. Mergem mai departe. Următoarea zi. Așa, s-a deschis piața. Mai întâi de toate s-a format care punct? Minim sau maxim? Maximul. Punctul maxim s-a format. Primul care se formează. Dacă se formează vârful de jos, înseamnă că e minim. Dacă se formează vârful de sus, înseamnă că e vârful de sus. Cei ce se formează prima. Și avem un vârf foarte... Nu, vorbim de asta de jos, e mai mare ca... E mai mare, dar noi luăm primul care se formează. În care direcție îți duci viața? Da, de la...
ori deschidere. Așa. Aici punem un ordin amânat de la nivelul 161 și 8, 300 de puncte, iarăși o să fie 161. Aici în genere putem să nu pun. Presupunem am pus, el iarăși 400 de puncte. Haideți aici, vreți, putem să considerăm stop loss. Cum vreți. Sunt 400 de puncte care noi le-am luat în profit și viața nici gând să aibă să se întoarcă la stop loss. Plus 400 de puncte. Așa, mergem mai departe. În următoarea zi care noi o avem. Posibil să nu se activeze. Deci, deschiderea de piață, prețul minimal care s-a format pe umbra dată, da? Și îl ducem pe mijloc de mișcare. Așa, iată aici. 1, 2, 3, 4, 5. Și într-a șasea zi trebuia să se activeze. La noi automat să șterg ordine. Așa, mergem mai departe. Următoarea zi care noi o avem, iată de aici se deschide piața, și se formează mai întâi de toate punctul minim și după care îl ducem pe mijloc. Așa. Ordinul de sell stop de la nivelul 61 și 8300, undeva la nivelul 100 deschidem tranzacția. Iată aici exact o să fie stop loss, deci deschiderea a fost în profit 300 de puncte, catare e 300 de puncte. Iată, haideți să ne uităm așa cum este, da? Noi aici am pus Fibonacci, în următoarea zi, când se deschide, da? Se activează ordinul mai jos de nivelul 100. S-a activat, el a ajuns cu umbra până la nivelul 161.8 și s-a întors înapoi. Deci, dacă ne orientăm la profit, e undeva 250 de puncte. Dacă ne orientăm la stop loss, stop loss-ul e de 700 de puncte. Deci aici considerați cum vreți. Vreți să scrieți stop loss? Dar cum de fapt? De fapt, eu doar ajuns. Eu nu sunt chestia trecută. Ia căutați-vă de semn stătător, da? Noi am pus aici. Așa. Dacă o să mărim situația noastră. Se vede mai bine? Deci uitați-vă, stați că eu deja m-am pierdut. Acum. Ia uite-o aici. Aici undeva, da? Deci, prețul de deschidere, prețul minim și la mijloc, da? Aici putem primul nivel, al doilea. Deci undeva 300 de puncte, el o să fie aici. Aici la mine trebuie să fie sell stop. Da. Și dacă eu mă orientez, el fix a ajuns până la nivelul 161. Eu când pun take profit, eu nu mă orientez că el să fie 300 de puncte sau câteva puncte. Dar îl pun, iată așa, aici. Adică el analiza o lucrat, dar a trecut și prețul a 3.000. N-a patra zi să activează tranzacția a doua. A doua zi. Ia uitați-vă, aici am pus ordinul și în următoarea zi el s-a activat. Ia că aici e sfârșit de zi. Și în următoarea zi el s-a activat și cum rămâne închid, trebuie să mă închid în take profit și după care se întoarce înapoi. De asta vă las la discreția dumneavoastră. Adică, el s-a închis, nu că trebuie să se închidă. Noi uitați-vă încă o dată. Aici e umbra. Dar noi că punem take profit-ul nu e aici. Dar de asta lăsăm canalul take profit-ul și îl punem mai sus. De sus, 20-30. Dacă am pus stop loss pe nivel, respectiv el s-a închis în stop loss. Dacă am pus un pic mai... Take profit s-a închis aici, da. Aici ordinul amânat, sell stop-ul, take profit-ul și stop loss-ul. Da. Aici cum vreți, eu sunt gata și mă stop loss, pentru că te întâmplam în cum ies în profit. Noi take profit-ul nu punem niciodată pe nivel. Iată, 200 de puncte. Să punem mai mult? Puneți 150 de puncte. Să punem 150 de puncte, dacă nu ajungi să-ți activați, da, în fine, aveți la dispoziție varianta să alegeți. Eu vă spun, vreți, puneți minus, vreți, puneți plus. Plusul puneți la cel mai minimal, 150 de puncte, 100 de puncte puneți. Vreți, puneți minus, vă dau voi. Așa, mergem mai departe. Următoarea zi, la noi se deschide aici, se formează mai întâi de toate punctul. De fapt, punctul... Vreau să vă dau o întrebare. Da. De ce alegem primul punct, primul vârf și nu cea mai mare? Dar unde este cea mai mare? De ce activul crește sau scade? Sunt cerere. Și unde s-a fost cererea creată, iată acolo noi punem Fibonacci. Ca să vedem următorul, unde destinul o să ajungă.
De asta așa este strategia. Întrebarea a fost alta, colegul Pădurcu, să zic că acolo unde a doua oară sau a treia oară punctul este mai mare, un loc mai mare, acolo tot este o ofertă sau o cerere mai mare. Deci nu s-a putut a doua sau a treia, din ziua respectivă, ca analiză. Așa este strategia. Așa creează. N-am creat-o eu tot am preluat-o, am văzut-o, am pus-o pe practică, am văzut-o că ea lucrează, dă un randament a profitabilității. Și de asta eu n-am schimbat. Dumneavoastră aveți ocazia să vă perfectați strategia după cum o vreți voi. Poate ea lucrează și după 2-lea și după 3-lea, dacă... Dar fiți atenți, fiindcă aici, da, într-adevăr, stop loss-ul poate fi 1 la 1, poate fi 1 la 2 și independent cu cât e mică mișcare, poate fi și 1 la 3. Dar nu se atinge la stop loss atât de des cum ne-am fi dorit noi. Nu, în fine, haideți să vedem în continuare. Deci deschiderea pieței s-a dus la prețul maximal și am pus-o pe mijloc de mișcare. Iată așa. Deci ori denominat iarăși o să fie de la 161 măsurăm 300 de puncte, o să fie destul de sus, poate în genere nici nu deplasat, dar o să-l plasăm. O să fie aici 300 de puncte și până la următorul nivel care noi o să-l avem, nivelul următor al lui Fibonacci Expansion. Deci take profit-ul aici o să fie de 600 de puncte. Se activează într-a doua zi de tranzacționare. Adică aici l-am pus, peste o zi s-a activat ordinul. Așa, mergem mai departe. Următoarea zi. Așa. Ce scuze, profitul de 600 de puncte. Deci iarăși punctul maximal s-a format mai întâi de toate. În următoarea zi se activează tranzacția. Ne uităm dacă se activează și ne uităm dacă luăm profit sau luăm stop loss. Așa. Deci iată aici se deschide tranzacția până la următorul. Haideți să măsurăm să vedem dacă a mers sau nu a mers. 150. Haideți aici atât s-a dus de aici 800 de puncte profit, dar o să ne considerăm minus. O minus 1500. Presupunem, nu a ajuns fix în fix și eu n-am fost în fața calculatorului de tranzacție și s-a dus în minus. Minus 1500. Așa, mai departe, în următoarea zi. În următoarea zi s-a deschis piața, mai întâi de toate, prețul minimal format și îl punem pe mijloc de mișcare. În următoarea zi la mine s-a deschis tranzacția de vânzare, sell-ul. 280, de aici undeva o să fie 300, sell stop. Take profit până la următorul nivel, 500 de puncte și s-a dus destul de bine. Haideți să spunem, 350 de puncte. 350 de puncte, eu am take profit-ul de la tranzacție de vânzare. Piața prețul nici nu s-a gândit după în stop loss. Cum m-a activat, s-a dus dat cu take profit. Așa, următoarea zi. Am pus pe punctul, pe deschiderea pieței, pe punctul minim și pe jumătate din mișcare. Deci iarăși ne orientăm. Sell stop trebuie să fie mai jos cu 300 de puncte. S-a activat. De la nivelul dat îl punem mai sus. Așa. Deci profitul din piață care noi o să luăm o să fie de 750 de puncte. Așa. Pe următoarea zi. Am mai rămas în 3 zile. Așa, pe următoarea zi, deschiderea, punctul minimal s-a format primul și îl ducem pe jumate din mișcare. Iată aici. Deci, o secundă, mai avem aici bonace, dați să ștergem și ne reutăm că ne încurc tot. Așa, asta ștergem și asta ștergem. Deci ori de un amânat, o să-l punem mai jos de nivelul 161 și 8 cu 300 de puncte. Așa, iată aici este. Și take profit o să-l punem 150 de puncte mai jos. Și iată aici nu s-a pus take profit, dar o să fixăm iarăși stop loss. Așa, deci stop loss aici o să fie destul de mare, de 2000 de puncte, 2200 de puncte. Așa, mai departe. Mai departe. O să deschidem, o să punem prețul de deschidere și se formează punctul maximal. Mai întâi de toate și punctul mediu. Așa. Tranzacția noastră nu s-a deschis până la sfârșitul lunii. O să urmeze în luna următoare. Noi lucrăm doar cu acestea care s-au deschis.
Așa, și în ultima zi a lunii, prețul de deschidere, prețul minimal, primul preț a fost prețul minimal, corect? Și la fel nu s-a întrebat. Haideți să facem total. 5500 plus, aproximativ 5800 minus. 5000, minus 300 de plus? Da. Nu, e strategie. Minus 300 de puncte pentru o lună de zile, pentru o lună pasivă de tranzacționare, cu ordinea mare. Dar cu multă experiență în spate. Dar cu multă experiență, adică asta nu necesită nimic. Tranzacțiile permanent trebuie să fie la același volum. Un moment, sarcina pentru acasă, o să vă duceți și o să mai plasați totuși pe o lună de zile și o să vedeți. Numai corect, adică să fie și stop loss-ul, să vă uitați, o să atingeți sau nu o să atingeți. Și o să vă uitați așa pe bunul vostru simț. A lucrat sau n-a lucrat strategia? Dar iarăși asta în cazul în care în fiecare zi deschis. Nu, n-a mers. S-a dus în profit. Bine, dar mă rog. Lasă-l să fie cu stop loss. N-a încet în minus 30. Spate de închis tranzacții, spate de închis și manual. Spre exemplu, dacă am intrat, nu știu, mai am treabă cu tot corp, își merg tranzacția în profit și iată, deja ajunge la destinul meu. La destinul meu unde mie îmi trebuie, da, o închideți tranzacția. Dacă nu, sau un stop loss pe subtim. Nu, zic, noi trebuie să vedeți să modificăm dacă avem timp. Iarăși, asta merge mai mult de tranzacționarea pasiv, adică tare eu nu maxez, dar să mai fie pe ceva stabil, da? Că e ceva suplimentar. Am ceva care mie mi-aduce profit de bază, dar asta suplimentar să mai fie. Iată, aurul puteți să-l combinați în felul următor. Vreți să vă arăt un lucru foarte și foarte interesant? În graficul de o săptămână, acolo a fost un triunghi, da? Triunghi a fost străbătut și plus la aceasta noi putem să ne orientăm și în perioadă lungă de timp. Fiindcă în graficul de o lună, eu chiar mi-am făcut analiza și urmează să intru pentru o perioadă mai îndelungată pe aur. Eu tranzacțiile care le-am avut le-am închis la prețul maximal, am ajuns războiul. Mai ajuns încă o dată la prețurile maxime din 2020. Deși piața acum pe aur se află într-o corecție pe grafic și asta urmează iarăși un nou impuls care o să aducă bun profit. Dar vreau să vă arăt un lucru aici, a fost un unghi și nu lunar, dar săptămânal. Iată acesta. Și aici se așteaptă o mișcare, un retest și după care posibilități bune pe viitor. Ce-ți fie să-l supă? Bai, cu siguranță. Asta e cadența de capital, aveți în vedere. Dacă urmează o scădere, posibilitatea de a deschide un bai la prețuri mai avantajoase. Și lăsați-l pe perioadă lungă. Asta lungă se are în vedere minim jumătate de an, un an de zile. Din perspective bune. Vedeți că de la începutul anului el a făcut plus 20. Și lași. Cu ceea ce nu te încurcă în depozit. Nu cu 10 locuri, că asta e tăt. Băi, gata, nu mai ajuns să fie. Dar să lăsați, aveți divizat depozitul întotdeauna, vă spun. Nu ca sfat, asta e voie să decide. Aveți, nu știu, 50.000, 20, 10, permanent să fie divizare. 30% să fie rezerv, 35% să fie pasiv. Ați deschis 0.1 pe aur, spre exemplu, puteți tranzacționa spre gaz pasiv, anterior, da? Petrol, nu să intrați pe prețurile maximale, dacă nu, au făcut o corecție bună, da? Și știți că să ajungi, urmează un impuls, deschideți o tranzacție cu cei puteți să faceți ca pasiv. Și lăsați-o să fie 3 luni, jumate de an, 8 luni de zile. Plus la aceasta aveți depozitul care să vă deblocați, parteneriate, să vă faceți cashback-uri, să vă faci 3%. Nu trebuie, hai, 5 minute, 3. Să faci și așa. Știți că eu am avut o doamnă și o doamnă destul de în vârstă. Nu, eu am fost deci probabil la masterclass mai pe ori. Dacă nu știu, doamna lucrează la bancă. Ea a deblocat parteneriatul, dar o timp de o lună de zile. Și sincer, 2000 și ceva de loturi a prelucrat, timp de o lună. Și spun, zic, dar mai aveți vreo activitate? Я работаю в банке. Я говорю, что у меня нет сарчины. Я не работаю обычным работником. Я там занимаю управляющую должность. Я могу там кабинет закрыть. Я занята. Я сижу, торгую. Им до луны до зелен, да, блохи дела до узеж деми, а у вас до блока. Что им суплементарно фокус лота, что нет кэшбэк. А я сигураешь. Транзакция
greu. Fără diversificare, fără nimic. Dacă este asigurare, profitați, pentru că puteți faceți mai multe lucruri, adică un pic mai riscante, dar cu respectarea regulilor. Nu trebuie să spun riscant, că nu trebuie respectat condițiile asigurării, asta e contract. Da? Contract și eu trebuie să plosurile la deschidere și tot așa mai departe. Da, brokerul este loial, intră în situații la, practic, la toți traderii și plus la această, chiar și ajut în situația cu Ucraina. Brokerul a fost în, a venit în ajutorul traderilor, a luat apropo, da, procentul la suplinire în Ucraina, brokerul și l-a luat asupra lui, fiindcă traderii au nevoie de ajutor și de un sprijin mai care. Mai ales că acum e o perioadă grea și toți au nevoie să-și restabilească mereu de activ traderii. Plus la aceasta, cine din voi are planuri serioase pentru tranzacționare? Eu toți. Toți? Deci și toți. Puteți să răspundeți pentru voi. Deci este un nou parteneriat. Brokerul Pelerop are un nou parteneriat. Eu acum, în detalii, nu o să vă dau. De asta o să anunțați sau apelați la managerii dumneavoastră și o să vă explici despre noul parteneriat. Sunt foarte bune posibilități, deci, adică pentru trader... Deci, de fapt, blockhit sau altceva? Nu, da, blockhit și nu unul plus unul. Nu, cu altul merge vorba. Sau altul? O să vă apropiați de manager, că nu toți probabil știu, să vă apropiați și eu să vă dăi detalii. Deja despre cum se lucrează, care sunt condițiile, acolo sunt contracte și tot este. Eu nu o să vă dau cu detalii. Bine?